Așteptăm să vină gazda. Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Este a doua oară când venim la dumneavoastră, cu mare drag. Am format o echipă puternică. Eu mi-am adus echipa și v-am pregătit ca dar un dans specific zonei noastre și încă un mic cadou. Sperăm să-l primiți cu drag, la fel cum faceți dumneavoastră cu noi de fiecare dată. Ne întâmpinați cu foarte multă căldură, cu gogoșii anul trecut. Să vedem ce surprize avem anul acesta. Păi asta este. Fiecare are secretul lui. Asta depinde cum echipa mea de Oșteni, Vitej, Răzeș, de-a lui Ștefan cel Mare, se prezintă la aceste dansuri. Da? Nu suntem de-a lui Ștefan cel Mare? Nu? Suntem al lui Ștefan cel Mic, ai dreptate. Ce da? Dragii mei, noi vă mulțumim tare mult pentru că sunteți aici. Asta spune foarte mult. Dacă voi suntem la Ucolopiu. Și cu asta vă dau voie să vă descurcați. Mulțumim tare mult. Prin poiect
Așa-i ora pe
vrem să mulțumim în mod deosebit Domnului care ne-a îndrumat pașii spre acest dans pe care l-ați observat. Vrem să-l aplaudăm. Bineînțeles. Dus la această performanță dintre niște copii care nu au auzit sau au auzit foarte rar de folclor, de dans popular, de tot ce înseamnă tradiții românești, nu puteți să spuneți că noi nu ne tragem din aceste locuri. Puteți să spuneți așa ceva? Mulțumim încă o dată pentru colaborarea frumoasă. Mulțumim și doamnei care a fost tot timpul alături de noi și trebuie să... Să nu uităm că cei mai importanți în această poveste sunt copiii. Bravo, copilași! Hai că ne dați o zi! Fetele, nu contează care! Dacă vrei, vine, dar să-i zici. Dar nu-și mie vreme. Și eu. Da,
Hai, eu o să vă arăt la toată lumea trandafira și întâi cum să fac, da? Și după aceea brățăreț. Asta e brățăreța. Cine apă la de partea aceea, nu? Da? Așa, dăm cu un pic de bic de acolo. Cum am dat eu aici, vedeți? Deci pe unghiul ăsta. Bățul dăm. Nu neapărat, nu. Deci așa dăm. Așa, dar de ce la tine este, stai un pic așa, că nu știu ce, deci vine așa. Păi noi suntem în echipă. Da. Și începem să rulăm. Aici trebuie să ne rămână așa. Vă arăt eu de ce. Mai are nevoie? Mai are nevoie ea de Luna, Marius. Ia, da, aici rămâne. Aici e Teo. Ia să văd de aici fetele. La măș. La măș. Dar până nu învățăm puțin mișcarea, nu putem. Ia, stai atentă, că nu mai putem Ia, încercați, mă duc și la grupa cealaltă. Și după aia revin. Deci am spus, n-are ce căuta bețișorul până în capăt, da? Eu sunt nevoită să-l rup acum, ca să pot să realizez ce vreau eu. Ia uitați. Deci degetul ăsta mă ajută să răsucesc hârtia. De fapt, astea amândouă. Astea, pe astea amândouă le folosesc. Ăsta de desubt mai mic, ăsta mai mare de deasupra. Și uitați cum răsucesc. Ia uitați. Nu-i greu deloc. Așa? Și se formează la mijlocul trandafirului. Nu reușesc. Uite așa. Nu înțeleg nimic. Nici eu. Poți să vă spun.
Bine, așa ajung la fiecare. Vreți să vă ajut? Da, da. N-am avut treabă cu vreo zile. Așa, mine așa, ca buriană. Noi am avut cu bunii, cu tătari, cieții. Să vedem să mai facem o șapte. Nu noi. Și spuneau măștrii astea. De la domnul Ciocârna. Doamna. Iată. Da. De mea. De mea. Nu așa, așa. Asta arată bine. A mea? Da, mai făcut bine. Rafa. Doamna Ștefan. Cătălin, păi de-aia am zis, nu curteam. Hai că curteam. Uite, așa, face bani. Bă, uite, la Antonia, a făcut da, o fată. Da, uite, trebuie să faci, deci, partea asta de sus. Aici face o fată, da? A făcut o fată. O mască în formă de fetiță. Care este problema voastră de la masa asta? Am și eu cărbune negru. Este cărbune negru, nu este, este marker la Gianina. La mama Amalie. Ia să vedem aici, a reușit cineva să înțeleagă ceva? Da, iese. Eu am înțeles tot. Eu nu am înțeles nimic. Așa? Eu am dus la fiecare. Da, da. Uite și acolo cine se necăjește să facă. Iese, iese el ceva. Dar dacă mai exersezi acasă... Vreți să ziceți următorul pas. Vă mai fac. Deci mergi cu mergeai. Nu mai mergi pe linii. Ai lui? Nu mergi mai jos. Da. Mai fac asta. Mai fac asta. Mai fac asta. Putem vă și mult. Nu, nu, da, mai ei. Normal că nu-mi fac. Dați-mi la arată. Uite, ce ieșit, Marius, tu ai așa ceva? Eu am făcut boboc acum, că a avut puțină aici, că e fărul. Foarte interesant. Și mie. Și mie să le vedem. Păi, Lucas, pare.